Salut și bine a venit la Germana cu Gerhard. Sunt Gerhard Orban, profesor nativ din Hamburg, Germania, de fapt primul profesor nativ din Germania care explică și în limba română. Astăzi, cu o temă mai lungă, mai filosofică, mai strategică și o avertizare pentru mulți care se sperie de cuvintele strategic și filosofic, din experiența mea de aproape 20 de ani de predare, pot să vă spun că problema numărul 1 la eșec între elevi, este anume că ignoră toate aspectele astea filozofice și strategice. Și este o situație tipică că elevul crede că problema lui este lipsa de vocabular sau lipsa de timp sau lipsa de gramatică, adică lipsa de informații despre gramatică, când în realitate se dovedește că problema nu este lipsa de timp, dar este managementul timpului sau problema elevului nu este lipsa de timp, dar este că el nu știe care exerciții ar fi cele mai productive, astfel încât să se încadreze în 10 minute pe zi, care ar avea un succes destul de mare. La fel, când oamenii spun că am probleme cu vocabularul, problema nu este că nu știu suficiente cuvinte, dar nu și-au pus prioritate să învețe cuvintele după necesitățile lor concrete. Învață vocabular pe de rost, dar aleatoriu. Învață cuvintele care le da cartea sau aplicație, pe când nu învață cuvintele care le-ar folosi în fiecare conversație. Deci, astăzi vom vorbi despre efectul sunk cost. Este un concept care vine din știința economică și explic în limba română, dar de obicei vei găsi în internet cu titlul în limba engleză, sunk cost. Efectul sunk cost ar explica de ce mulți elevi continuă să facă ceva neproductiv de-a lungul anilor, deși nu duce la nimic bun. Exemplu, mulți elevi, după ani de zile că au învățat pe hârtie, cu exerciții gramatică, realizează că, da, ar fi trebuit să practic și vorbire liberă, dar când sunt puși în situație, oricum se întorc la exercițiile acestea de gramatică și pe hârtie. Și pe hârtie asta nu înseamnă, eu nu lucrez pe hârtie, eu lucrez cu o tabletă sau am o aplicație. E același principiu, tu lucrezi vizual, pe baza anumitor exerciții, unde trebuie să bifezi ceva, să completezi ceva, dacă faci asta pe hârtie sau cu o aplicație, nu are nicio diferență. Și întrebarea atunci este de ce oamenii se comportă așa. Deci, o situație tipică este, vine o elevă, un elev, la mine, la o grupă de începători, A1-2, eleva respectiv, deja a avut 2 ani, 3 ani lecții de limba germană, particulară sau la o școală, și admite la începutul lecției că, da, eu până acum am lucrat doar la gramatică, am lucrat pe hârtie, am făcut exerciții, dar n-am învățat să vorbesc. Atunci, în lecția împreună cu ceilalți elevi, își da seama că e foarte greu. Ceilalți elevi deja sunt mai înainte, deși au avut poate doar 3 luni de limba germană. Și atunci persoana respectivă conștientizează, spune că eu așa ar fi trebuit să încep de la zero limba germană și da. Și la fel realizează că toate investițiile acelea în gramatică de fapt nu s-au soldat cu succes. Înseamnă chiar gramatica care trebuia fi învățată, de fapt, nu e așa de bine învățată în acești 3 ani. Acum, decizia logică sau concluzia logică ar fi ca așa persoană, și sunt foarte multe așa persoane, să înțeleagă bine, acum trebuie să schimb ceva. Și nu spun că a trebuit să se oprească la mine ca profesor, pur și simplu persoana ar putea spune, bine, am nevoie cu orice profesor,
sau cu oricine să practic fiecare zi să vorbesc sau măcar să mă filmez sau lucrez cu dictofonul. Ceea ce se întâmplă în majoritatea cazurilor este reacția opusă. Persoana spune, da, acești elevi sunt foarte avansați, pot vorbi, eu tot vreau să fac asta, îmi trebuie și până acum am învățat greșit, dar soluția mea este, eu vreau să mă integrez în așa grupă, dar ca să mă integrez, mai întâi mai trebuie să mă pregătesc. Și cum arată această pregătire? Când întreb și deranjez elevul cu așa întrebare. O să mă uit la conspectele mele, la cărțile mele, o să mai repet gramatica. Pe scurt, elevul respectiv, în majoritatea cazurilor, nu continuă să vorbească, să practice vorbit, dar se întoarce la ceea ce a avut. Deci, de ce se întâmplă așa ceva? Efectul sunk cost înseamnă că dacă noi timp de mulți ani investim în ceva, ne simțim rău, ne doare când realizăm că investiția respectivă a fost greșită. Deci, în economie, exemplu tipic este începi să construiești un hotel într-o zonă unde tu vezi un viitor turistic. Poate ai citit niște rapoarte, cineva din familie a spus că ia că aici trebuie un hotel și ai făcut. Și tu aproape ți-ai cheltuit 90% din banii sau din credite sau din împrumuturi. Și apoi ceva se întâmplă care îți arată 100% că aici nu este viitor. Aici nu o să fie vreun hotel sau nu o să fie turiști. Decizia logică ar fi bine. Acești 90% le-am investit greșit. Acum eu îmi iau aceleași 10% și le pun în altceva, poate în ceva mai mic. Da? Și pentru ce? Măcar să am șansa din aceste 10% să obțin vreun profit. Dacă eu le mai pun în hotelul acesta, e clar să pierd și aceste 10%. Ce are asta cu limba germană? Acest efect este doar pentru investiții materiale, dar este și în emoții sau în convingerile noastre. Și asta este de parte cea mai dureroasă și controversată pentru mulți, că din copilărie, la școală, noi am acumulat în cap un set de convingeri și atitudini, cum funcționează lumea, despre orice. Cine suntem noi? Suntem capabili, incapabili, deștepți, proști? Cum ar trebui să fie o familie, să aibă succes o familie sau nu? Și toate aceste lucruri sunt informate de ceea ce am văzut. Deci dacă venim de parte dintr-o familie poate neintelectuală, atunci unde lumea nu vorbește limbi străine, atunci poate la noi în cap este că asta mai degrabă nu are viitor în cazul meu, fiindcă nici părinții mei, nici frații mei nu au reușit. La fel, dacă copilul vede că părinții nu pot să aibă succes în viață sau sunt nemulțumiți unul cu altul, atunci vin cu în cap, rămâne cu asta e imposibil, nici eu nu pot să fac asta. Și la fel cu tot ce ține de învățare. Și atunci ce se întâmplă? Dacă te ciocnești cu situația care îți arată obiectiv, că ia că aici sunt niște elevi care în 3 luni au reușit să vorbească cât de cât bine germană și îți pun față în față cu situația că și tu ai putea face asta, a admite posibilitatea asta e mult prea dureroasă. Fiindcă ce însemna asta? Asta însemna că toți anii precedenți ai cheltuit aiure. Acești 3 ani de practicat doar de gramatică a fost o investiție greșită.
Și la multe, multe lucruri care le întâlnim la învățare limbii germane sau în viață, nu e vorba doar de 3 ani, dar e vorba de toată viața. Fiindcă mulți dintre noi au convingeri care te blochează la limba germană și în viața în general. Dacă din copilărie ai auzit că tu nu știi a grăi, sau închideți gura, sau învață mai întâi să te exprimi, și așa comentarii, atunci probabil tu ești deja programat pentru un eșec la limba germană. Și atunci lecțiile cu un profesor o să fie o permanentă luptă. Cine are dreptate? Profesorul care crede în potențialul tău și spune că nu, este posibil, vezi că lucrează și am așa elev, unde chiar trecem teste oficiale la așa elev. Spune, vedeți, v-ați descurcat, sunteți la A2-1, dar ați rezolvat un test la B1. Dar elevul de obicei nu spune, wow, acum mi se deschid ochii, el așa stă un pic cu fața acru, dar poate testul Goethe e o excepție sau poate exercițiul ăsta de la TestDaF sau de la un test universitar poate nu e așa de fiabil sau obiectiv. Adică este o luptă între realitate sau ceea ce observa profesorul și tot ceea ce a spus celelalte persoane. Și atunci, chiar dacă au fost lucruri urâte de pe la părinții tăi sau profesorii tăi de la grădiniță sau spus ceva negativ, adică tu nu ești făcut pentru așa ceva, tu nu te poți exprima, tu nu poți vorbi, chiar dacă au spus ceva negativ, omul are tendința de a apăra asta, fiindcă dacă profesorul are dreptate sau dacă tu ai dreptate, potențialul tău are dreptate, înseamnă că tu ai merge împotriva familiei, împotriva părinților, împotriva școlii întregi. Și atunci fiecare copil încă ține minte ce înseamnă să mergi împotriva părinților, împotriva școlii, te dau afară și te blamează și rămâi pe stradă. Și atunci lumea optează. Nu. Într-adevăr, eu nu sunt făcut pentru a vorbi. Eu sunt doar făcut pentru a face exerciții pe gramatică. Eu asta știu. Și atunci se închid și continuă. Deci, ce trebuie făcut în așa situație? E, din experiența mea, foarte, foarte greu să fii convins de altcineva în asta. Deci, primul pas ar fi să te uiți la asta singur, fiindcă, iarăși, dacă am făcut o gafă sau am investit greșit, e încă mai dureros dacă toată lumea află asta. Dar analizează-te un pic și primul pas ar fi fă o listă de toate convingerile tale legate de limba germană și de a învăța o limbă străină. Adică eu sunt convins ca eu, sau eu nu cred că eu vreodată voi. Și scrii în mod automat toate convingerile, atitudinile, mesajele care le ai în cap, le pui pe hârtie și apoi încerci să vezi, dar de unde vine asta? Aha, da? Închide gura, asta a spus cine? Sau nu știi ce să vorbești sau ce să grăiești? De unde vine asta? Și apoi încerci să găsești dovezi pentru asta. Da? Și foarte des vei vedea, ok, acum cineva cu 20 de ani în urmă a spus că nu știu a grăi. Pe de altă parte, tu acum lucrezi într-un serviciu, comunici cu oameni, lumea de parcă vorbește normal cu tine, înseamnă că aici poate nu mai este actual. Sau ai venit la o lecție de germană și parcă te descurci să vorbești liber. Poate ceva ce ai în cap trebuie actualizat. Da? Așa cum noi facem actualizări la Windows periodic, actualizăm coafura, pedicura, manicura, garderoba, așa și cu convingerile. Sper că a fost util. Dacă ai întrebări, contactează-mă și fac un video nou. Pa, pa!